Liviu Dragnea și-a anunțat oficial nunta cu iubita sa Irina Tănase și le-a propus colegilor de partid proaspăt căsătoriți, Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, să le fie nași de cununie. Scena s-a desfășurat în prezența zeci de mii de oameni strânși la un meeting PSD în Craiova. Și nu puțini au fost cei care n-au știut de fapt pentru ce au venit. Să nu se supere Irina, care e acolo. Dacă o să mă lase ăștia în pace și o să fie ce o să fie, aici, în fața oltenilor, îi rog să ne fie nași. Anunțul lui Liviu Dragnea a fost făcut în fața a peste 20.000 de oameni, potrivit unor estimări neoficiale aduși la mitingul organizat de PSD la Craiova. Numai că nu toți manifestanții știau de ce au venit. Pentru cine? Ce vrei să ne plimbăm? Da. Dar ce? Sunt corect? Nu știu pentru ce. Dar ne luară că e primarul și cu vicele. Cine v-a adus aici? Mașina asta. De ce ați venit? Și-i plac mașini. Să mă luăm mici. Atât? Da. Și o pere dacă e posibil. Ce se întâmplă astăzi la Craiova? Se demonstră pentru mai bine, pentru... Alții mai zgârciți la vorbe au fost chiar supărați. Aleși și poporului care sunt ai noștri, pe care vreau să-i alegem la europarlamentare. Păi și de ce sunteți supărați? Păi dați-l în față ca oamenii, lăsați să vedem și noi poporul, că de-aia vei să-i alegem, să-i vedem, că la televiziune am săturat văzându-i. Să dă jurul în realitate. Ce mai vorbim? Modificăm Constituție, modificăm legi, modificăm ordonanțe, facem orice să scăpăm de pușcărie. Sau cole în viață degeaba. Este primul meeting înaintea alegerilor europarlamentare, în condițiile în care și PSD și PNL au anunțat astfel de adunări electorale. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.